Polițiștii nemțeni au fost sesizați de către un echipaj medical cu privire la faptul că o femeie din comuna Urechin este decedată în locuință. La fața locului s-a deplasat un echipaj care a constatat decesul a două persoane, o femeie în vârstă de 64 de ani și un bărbat de 70 de ani. Pe fondul alcoolului și al unei neînțelegeri în familie, bărbatul și-ar fi înjunghiat soția și apoi s-a spânzurat. În cauză a fost deschis un dosar de către procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, care urmează să stabilească cu exactitate cauzele decesului celor două persoane.